poate să încep, nu? Da. Iată că am ajuns la supină. Fac operațiile acele care se fac deseori, de echipare. Acum Albina nu este activă, este în ghem, dar facem așa cum de regulă se întâmplă când ajunge apicultorul la supina lui. Deci mi-am luat masca. Am aici niște... Așa îmi pun șmecherile astea ca să mă protejez cât de cât. Nu folosesc mănuși, apicultorul care folosește mănuși nu e apicultor. El trebuie să beneficieze din țepături. Că... Acum încercăm să intrăm în primul vagon. Acesta este un vagon mai special. Mai special pentru că o să vedeți în interior stupii care sunt, stau fiecare 30 pe o parte, 30 pe o parte. Sunt de capacitate 14 rame jos și cu două rampe de zbor. Rampele de zbor se pot observa aici. Iată, acesta este modelul. Iată câte o albinuță mai iese, deși e rece afară, iese așa. Cu două rampe de zbor, având șansa ca pe timpul iernei să-l dau în două și într-o parte să afle o familie și în cealaltă altă familie. Astfel pot ierna în acest vagon 120 de familii. Acesta este lucru care mă încântă foarte tare în comparație cu celălalt vagon, unde, dacă vă uitați, am o singură rampă de zbor. Aici n-aș putea adăposti două familii într-un singur stup, pentru că am o singură rampă de zbor și deci nu-i posibil. Aici pot adăposti pe iarnă doar 60 de familii. Spuneam că acesta este un vagon care mie îmi place, este un vagon optim, dacă vreți, și pentru timpul verii, când rămâne o singură familie, e drept că rămâne o singură familie, dar am 14 rame jos în corp, în cuib, și cat 3 sferturi cu 11 rame. Lucrez pe ramă de 5 cm, o să vedeți îndată când urcăm sus și vă arăt. Așadar, haideți să urcăm și să vedem exact că... cum stau lucrurile în interiorul unui vagon. La mine merge. Da. Am intrat în vagon. Aici sunt familiile împachetate pentru iernat. Și vă spuneam, în acest vagon de care eu sunt foarte încântat, modelul de stup acesta îmi place foarte tare, că este cu capacitate mai mare, 14 rame am jos acum, iar pe timpul iernei, ăsta este lucrul cel mai grozav, pot adăposti în fiecare familie, câte două familii. Ce am făcut? Așa cum vă spuneam, am împărțit în două printr-o diafragmă, stânga și dreapta, am împărțit spațiul respectiv stupul. Într-o parte stă o familie, în partea cealaltă altă familie. Puneam că spațiul este împărțit în două. Într-o parte este o familie, într-altă parte cealaltă familie. Folosesc folia, deși foarte mult sunt împotrivă, pentru că pe iarnă ar însemna că se face condensul, dar experiența mea spune că nu, pentru că am să vă spun ce am pus eu la punct, poate e timpul să o spun chiar acum, anume, pe peretele dinspre ieșirea albinelor, pun o folie de sus până jos. Deci pe peretele așa pun o folie de sus până jos. Pe partea asta voi veni cu altă folie. Ele se închid aici și atunci toată căldura care se degajă de la fiecare familie în parte va fi conservată, se face efectul de seară. Și nu apare diferență de temperatură, că condens ce înseamnă? Diferența de temperatură, ce produce albina înăuntru ca și căldură, cu ceea ce este în exterior, și atunci se face condens și nu-i tocmai un climat convenabil pentru viețuirea albinei. Dat fiind faptul că eu am pus la punct chestia asta, merge cu folie foarte bine. Aici, lateral, am pus diafragmă pentru a păstra căldura. Este acesta un nucleu din vara asta, este doar pe 2-3 rame și cuibul care se face, ghemul care se face, se face cu jumătate a acestei familii. Ridică și jumătate spuțin. Jumătate spuțin. Da, jumătate la această familie și jumătate la cealaltă familie.
Nucleul s-a format aici. Iată, pe asta a fost, vă spuneam, un nucleu din vara asta și de stiu. Folosiți spațiul ăsta care și șansa care o am, altfel ar viețui foarte greu. Însă așa, chit peste, că este pe două, trei rame, ăsta este mai micuț, stă foarte bine, iernează foarte, foarte bine în felul ăsta. Acum se va arăta și celălalt din partea cealaltă. Este, iată, o familie mai mare, este pe 4-5 rame, vedeți tot ghemul care s-a format, acum albina este și în celulă și în și căldura care o degajă se duce și la cel de lângă ea și îl ajută în felul ăsta. La fel cu diafragma laterală, diafragma de regulă este polistiren care l-am pus într-o pânză, pentru că altfel, iată, roade pânza, dacă nu este foarte bine, așa. Albina stă încă la căldură, este în ghem, deci nu mai umblăm, nu o deranjăm. Fiecare cuib în parte are câte o regină. Vă spuneam că capacitatea de iernare aici este de 120 de familii. Lucru foarte important, pentru că de felul în care iernăm depinde cu câtă albină ieșim în primăvară. Albina să fie sănătoasă și la, mai ales la familii tinere, la măcile tinere, asta înseamnă, o oată începe chiar de prin ianuarie. Acum o să umblăm într-o familie pe care, din neatenții, n-am pregătit-o pentru iernat. Deci a fost o... am uitat-o pur și simplu. Acum când lucram, dovadă că am uitat-o, este următorul lucru. La toate sunt întoarse capacele, iar la ăsta este capacul pus normal. În mod normal, așa trebuie să stea capacul. Și o să vedem înăuntru că nu știu cum s-a format cuibul. Deci... nu ne-ai mușcat, mă, nu? Nu, 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 că ele stau în ghem. Deci fără nicio teamă că se întâmplă așa ceva. Dacă vreți, vă dau și eu, îmi dau deoparte masca, ca să fiu primul care eventual la atacă, nu? Merg la risc. Da, nu, merg la risc. Da, dar mai degrabă spui tu masca. Eu am pus-o cât am avut nevoie. Acum, când trebuie să umblu, efectiv, nu mai am treabă. Să știi că cam pe vară, pe zi, mă înțeapă când e activitate, peste 100 de pezi. Da, nu e nicio problemă. Peste 100 de... Da. Dacă scap 100, e mare lucru. Iată să vedem ce se întâmplă aici. Este o chestie care nu mi-o înțeleg. Dacă nu-i pregătit pentru iernat, aici sunt rame goale. Aici sunt rame. Bună, asta e rame mai neagră. Înseamnă că au ieșit foarte multe generații de albină. Pe măsură ce ies albina din locașul său, din celulă, în urmă este pregătită celula, adică cum este pregătită? Este curățată și este spolită cu un strat de propolis. Straturile, una peste alta, îngroașă celula și dacă o îngroașă, micșorează spațiul. Și atunci albina care va ieși de aici va fi mai mică. Și nu-mi place să am albină mică. Albina mică are trompa mai mică, la, și nu poate să culeagă cum trebuie. Și atunci noi trebuie să păstrăm în stupină faguri mai maronii, alb spre maronii. Ca să fiu cinstit, iată, asta îmi place foarte tare. Așa, asta ar fi o ramă care e și foarte interesant construită. Observați că numai cu celule uniforme și toate, de aici de unii mai maronii, au ieșit generații de albină. Iar în partea de sus unii mai alb, nu au fost albine aici, ci au fost mieri. De ce a devenit maronie? Pentru că am spus straturi de propolis. Sunt groașe între timp. Celula aici este negroșată. E foarte subțire. Hexagonul acela, deci e foarte, foarte... albina este de valoare. Să vă arăt ceva. Iată că am găsit câteva...